Temperatura. Temperatura este o mărime fizică fundamentală ce caracterizează starea termică a unui corp. Este o mărime fizică a unui sistem care exprimă cantitativ proprietatea de mai cald sau mai rece a sistemului respectiv. Dar cum ne dăm seama că un corp este mai cald sau un corp este mai rece? De multe ori ne folosim de simțul tactil al nostru, dar este suficient de corect? Nu este periculos? Putem aprecia orice temperatură? Instrumentul cu care se măsoară temperatura este termometrul. Cunoaștem mai multe tipuri de termometre: termometrul digital, termometrul medical, termometrul de cameră, acesta este cu alcool, cel medical poate fi cu mercur. Primul termometru a fost produs de Anders Celsius. El a imaginat temperatura de 100 de grade Celsius ca fiind temperatura de îngheț apei, iar temperatura de 0 grade Celsius cea de fierbere a apei. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1742. În anul 1744, Carl von Lime a inversat scara Celsius, aducând-o în forma actuală. În scara Celsius, temperatura se măsoară în grade Celsius. Aceasta este o temperatură empirică. Puteți confecționa un termometru propriu sau puteți etalona în scara Celsius un termometru de pe care s-au șters indicațiile de temperatură. Vă dau o idee. 0 grade Celsius, temperatura de îngheț a apei. 100 grade Celsius, temperatura de fierbere a apei. O altă scară de temperatură este scara Kelvin. Unitatea de măsură în această scară este Kelvin. Ea este temperatură absolută. Pentru a trece din scara Kelvin în scara Celsius, Efectuăm următoarea operație. Temperatura în scara Kelvin este egală cu temperatura în scara Celsius plus 273. Avem temperatura de 0 Kelvin. Se numește 0 absolut. În scara Celsius aceasta este minus 273 grade Kelvin. De asemenea, temperatura de 0 grade Celsius are valoarea 273 în scara Kelvin. Dar observăm că avem aici scara Fahrenheit, unde 0 grade Celsius este 32 grade Fahrenheit. Trecerea din scara Fahrenheit în scara Celsius și invers se face cu relația pe care ați văzut-o. Temperatura de 100 grade Celsius este echivalentă cu 373 Kelvin ceea ce înseamnă că diferența de temperatură în scara Celsius este egală cu diferența de temperatură în scara Kelvin. Și acum, o temă. Cât este temperatura acum la voi? În ce scară de temperatură ați exprimat-o? Sunt profesor Mândița Baiaz la Școala Gimnazială Dimitri.